Într-un meci din etapa 14 a la volei, Steaua a pierdut întâlnirea disputată în sala Mihai Viteazu cu CSM București. Primul set a fost adjudecat de oaspeți cu scorul de 25 la 22, dar imediat voleibaliștii militari s-au mobilizat și l-au câștigat pe următorul la mare luptă cu 26 la 24. Următoarele două seturi au fost la fel de disputate, dar CSM-ul s-a desprins de fiecare dată pe final, câștigând în cele din urmă meciul cu 3 la 1 la seturi. Antrenorul echipei Steaua, Bogdan Tănase, știe cât de greu atârnă această înfrângere în disputa pentru accederea în play. Cât de mult contează această înfrângere în aspectul campionatului? Foarte important, având în vedere că cei cu care ne luptăm, cu cei de la Dej, deci, au câștigat astăzi în deplasare 3 puncte la Baia Mare. În următoarea etapă, Steaua se va deplasa în Ștefan cel Mare pentru derbiul cu Dinamo.